După cum vedeți, sunt la marginea pădurii, unde au înflorit deja lăstarii, după cum se vede. Am venit la culești urzici, vă recomand, urzicile au fier, știi? Ia uite, urzici, le rup doar așa frunzele ca să rămână rădăcina. Stai că mi-a fugit traita. Aventuri la culești. Așa, deci culeg aici. Stai așa ca să nu rupem rădăcina. Urzici, fac 2-3 zile, le fier cu apă și cu un praf de sare. Vi le recomand, au fier mult urzicile, știți? Dar să mai căutăm pe aici. Ele ciupesc, urzicile ciupesc. Uite aici, urzicuțe, luăm frunzulițe. Așa și facem fiertură de urzici. Urzicile te ciupesc. Aici facem fiertură de urzici. După aia o să căutăm și rostopască, dacă găsim pe aici. Deci vă recomand fiertură de urzici, de frunze de urzici, cu un praf de sare în ele, foarte sănătoase, conțin fier. Chiar și acum, iarna, n-au înghețat ce au fier. Ia să vedem pe aici. Le mai încercăm, dar urzici, că așa arată urzica. Uitați aici, urzici. În caz că sunt cele mai bune la sănătate. Vă recomand cu căldură, că eu sunt ca și bunicul vostru. Și sfătuitor și bunic. Ca să ne uităm pe undeva. Așa. Iau ca să fac 2 zile, știți? Fierb astăzi și mâine și după aia vin, că e mai bine să le am proaspete decât uscate, ca mai... Dacă sunt proaspete rupte, au mai multă eficiență, au mai mult fier în ele, înțelegeți? Urzicuțe. Când eram copil, făcea mama la Giurgiu din ele, făcea un fel cu mușdei, mi se pare că le făcea, și cu mămăligă, era o nebunie, dar trebuie să întreb cum să fac și eu, că n-am mai mâncat din copilărie. Urzici cu mușdei. Ia uitați ce frumoase sunt. Natura pură. Vedeți natura pură. Hai că acum mergem după rostopască, ne auzim mai târziu, camarazi. Pa!